Mă bucur că domnul primar Preșa, după plecarea domnului Ava, a luat toate aceste proiecte, a mai inițiat alte minu, le dezvoltă, le realizează și are o strategie coerentă care își propune continuarea dezvoltării municipiului Alba Iulia în acest context. Este muncă foarte mult. Eu îi doresc domnului primarul fericit, în primul rând, pentru această realizare și îi doresc să îi urmeze predecesorului său realizările, ca așa fiind de fiecare, nu? Să e mai bun, mai bun, mai bun și să nu curăm, că până la urmă toate chestiunile astea. Deci municipiul al de orășul județul Alba să se dezvolte. Se dezvoltă foarte bine. Noi eram, ne-am născut așa, județul Alba au apărut ca la Loto, ca la Zaro, ceva au apărut. Dar acum deja începem să ne facem remarcați, deja la anumiți indicatori și ni se aude vocea. Și vocea asta celor din județul Alba trebuie să se audă tot mai tare. Nu sunt ceilalți, că sunt orașe bune și zona noastră. Deci cam astea sunt perspectivele și deci, aveți multă muncă aici. Eu vă urez succes din inimă și ca om care m-am eliberat ca trecut, adică așa că orice ales domnul primar. Și eu am fost 24 de ani consilier. O dam la municipiu, restul la județ. La fiecare început de mandat, după un jurământ față de comunitate. Acum dacă mergi acolo cu capul tău și ai și ceva în el ca să poți face, nu ai și anumite responsabilități. Deci acum zic, dacă m-am eliberat de acesta, pot să mă luați ca observator sau să mă exprim public ca observator atâta timp când mă mai ascultă cineva. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule director!